Sesiunea specială a bacalaureatului, care este susținută de elevii olimpici și absolvenții de liceu care dau admiterea la universitățile din străinătate, va avea loc la Brașov în perioada 14-27 mai, potrivit calendarului publicat joi de Ministerul Educației. Înscrierea candidaților va avea loc în zilele de 14 și 15 mai, iar probele de evaluare a competențelor se vor desfășura în zilele de 16 și 17 mai. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română sau în limba maternă, 18-19 mai evaluarea competențelor digitale, respectiv 20-21 mai evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, anunță Ministerul Educației. Comisia Județeană de Bacalaureat a Inspectoratului Școlar Județean Brașov va nominaliza unitățile de învățământ care vor găzdui centrele de examen și de evaluare pentru această sesiune specială. Probele scrise încep pe 23 mai cu limba și literatura română, apoi pe 24 mai are loc proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie, pe 25 mai are loc proba la alegerea profilului și specializării, care se susține la una din 10 materii, iar pe 26 mai are loc proba la limba și literatura maternă. Afișarea primelor rezultate va fi pe 26 mai la sediile unităților de învățământ care vor organiza această sesiune specială, iar depunerea contestațiilor este programată în cursul aceleiași zile. În data de 27 iunie vor fi soluționate contestațiile și afișate rezultatele finale. Ministerul mai precizează că sesiunea specială a examenului de bacalaureat se adresează elevilor care îndeplinesc următoarele condiții. Participă la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în perioada sesiunii normale a examenului de bacalaureat sau susțin examenul de admitere la universități din străinătate și trebuie să facă dovada că au fost acceptați în etapa preliminară la universitățile din străinătate care le solicită pentru înscriere diploma de bacalaureat înainte de finalizarea examenului național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016.